Așa cum v-ați obișnuit deja în anumite intervale, la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu se organizează conferințe pe diverse tematici. Astăzi, Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației a propus o temă foarte interesantă și mereu actuală. Tema este societate și democrație. De această dată avem invitat de onoare coleg, prieten și în același timp un reputat dascăl de la Universitatea de Vest din Timișoara, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Este vorba de profesorul universitar doctor abilitat Vasile Popovici, fost consul general al României la Marsilia, ambasador al României în Maroc, ambasador al României în Portugalia. Și pe perioada în care eram în Portugalia, aveam aproape dimineață de dimineață convorbiri pe diverse problematici, dar de cele mai multe ori, făcând o glumă, cerea sprijin de la Ministerul de Externe, unde în perioada respectivă funcționa. Iată, un titlu provocator, societate și democrație, și aș începe înainte de a-l invita să conferențieze pe profesor Vasile Popovici de la câteva, să zic, idei provocatoare. Prima idee de la care aș porni este aceea că democrația a fost și este supusă frecvent unor critici. Unele sunt critici fundamentate, altele mai puțin fundamentate. De ce cauză sunt aceste critici? Pentru că este vorba de modalități diverse de abordare ale democrației. Există o sumedenie de autori în științele politice, în filosofia politică, în sociologia politică, în antropologia politică, în stasiologie și așa mai departe, care susțin că democrația este inerent imposibilă și inerent indezirabilă. Aceasta a fost, de altfel, o linie veche în teoria politică. Ea se originează la Platon, dar sigur că aici trebuie căutate și probabil vom insista astăzi și elementele de substrat ale acestei teorii. O altă categorie, și ea destul de numeroasă, consideră că democrația este dezirabilă, dar ar fi inerent imposibilă. Și se iau ca argumente mai multe, să zicem, elemente care țin în special de factor demografic, considerându-se, ceea ce e cam infirmat de realitate, considerându-se că acolo unde populațiile sunt foarte numeroase, un regim politic democratic este mai greu. Și, în fine, o altă categorie, o consider cam cea mai numeroasă, aceea care nu pune în discuție nici caracterul dezirabil al democrației, nici caracterul de posibilitate a înfăptuirii ei, dar o categorie care privește cu un ochi critic regimul politic democratic, nu pentru elemente care ar ține până la urmă de substraturile ei, ci pentru elemente care țin de dorința de perfecționare și în același timp de transformare ei treptată, nu, de la regim politic în mod de viață în cetate. Pentru că aici este elementul fundamental care se înțelege prea puțin de către politicieni în special, și anume că democrația nu este doar un simplu regim politic, ci, așa cum este și termenul, așa cum a fost el originat și etimologic la greci, trebuie să fie și un mod de viață a oamenilor din cetate. Altfel spus, este clar că cei care aleg
trebuie să resimtă rezultatul votului în condiția lor umană pe un vector de îmbunătățire. Și înainte de a-l invita pe colegul Vasile Popovici să intervină, să conferențieze pe această temă, sigur că timpul nostru este limitat, dar în limita acestui timp vom aduce în discuție lucruri foarte interesante, sunt convins. Aș mai aminti o afirmație a unui reputat politolog și foarte, foarte, să zic, aplicat politolog, este vorba de Giovanni Sartori, care a făcut o afirmație ce a cam tulburat lumea teoreticienilor. Democrație, îl citez, cu aproximație, democrație, un cuvânt care nu exprimă ceva existent în realitate. Foarte mulți s-au grăbit să afirmă atunci că această afirmație este un derapaj și ar fi compromis opera. În opinia mea, niciun mod, în niciun fel nu i-a compromis opera, pentru că el atrage atenția asupra două aspecte. 1. Luarea în discuție a raportului între democrația formală și democrația substanțială. Și 2. Nevoia de perfecționare a mecanismelor regimului democratic în așa mod încât acest mecanism să răspundă unor etape în evoluția umană. Și cu aceasta rog pe Vasile Popovici să intervină și să realizeze o scurtă conferință, după care sigur că noi vom interveni și ne-am înțeles să putem să intervenim, sigur, fără a fragmenta discursul, dar pe anumite momente. Te rog, Vasile. Mulțumesc prietenilor mei de la Universitatea din Târgu Jiu pentru invitația pe care ne-au făcut-o. Când domnul profesor Peptan m-a sunat și mi-a propus tema, am acceptat cu oarecare inconștiență, zic eu, fiindcă în momentul în care am început să mă pregătesc pentru ea, mi-am dat seama cu un fel de panică cât de largă este tema respectivă și cât e de greu să te ancorezi în ceva foarte concret. Prin urmare, am plecat de la o oarecare descurajare în abordarea temei, foarte largă, aș fi preferat într-o primă instanță să fie o temă mult mai precisă, dar pe urmă am văzut că totuși se structurează ceva ce aș putea să prezint în fața dumneavoastră și am acceptat pe urmă cu o foarte mare bucurie, fiindcă în afară de domn profesor Bertan, sunt legat de o familie în Târgu Jiu, legat de foarte multă vreme, de o familie despre care tot aflu în dreapta și în stânga și îmi dau seama că nu numai eu o cunosc bine, ci multă lume, familia Gorun. Am fost coleg de parlament cu domnul Gheorghe Gorun, care a fost un respectat profesor în Târgu Jiu. Și de asemenea, cum vă spunea domnul Adrian Gorun, cu dumnealui am lucrat îndeaproape în Ministerul Afacerilor Externe, unde dumnealui ocupa funcția de secretar general. Deci, tema noastră abordează două realități. Pe de o parte societatea, pe de altă parte democrația. Amândouă realitățile, după cum a deschis discuția Adrian Gorun, amândouă temele sunt foarte greu de precizat într-o definiție care să fie acceptată de toată lumea. Societatea. Ce poate fi societatea în cadrul unei națiuni? Avem tentația să răspundem la întrebarea asta spunând societatea în cadrul unei națiuni, suntem toți la un loc. Lucrurile stau așa și nu stau așa.
Când spunem toți la un loc, spunem o sumă de indivizi. Luați fiecare separat. O sumă de indivizi luați fiecare separat nu formează însă o societate. Ce poate fi democrația? Iarăși ați văzut din definițiile date anterior de Adrian Gorun, faptul că nu vorbim atât de o realitate, cât de un orizont spre care mergem. Democrația, într-adevăr, și aici are dreptate Gorun să reamintească, democrația nu este ceva ce există, ci ceva spre care noi tindem. Întorcându-ne însă la societate și încercând să o definim, aș spune că ar trebui să vorbim nu atât de societate ca sumă de indivizi, cât mai degrabă de societate civilă, despre care tot auziți vorbindu-se. Ce poate să fie societatea civilă? Aș vrea să ne imaginăm organizarea unei națiuni sub forma unei verticale. La bază este individul. Deasupra este statul. Și acum să încercăm să vedem cum se pot defini aceste realități pe verticală și să vedem ce există între individ și stat. Individul, noi am trăit în România situația de individ singur, individ în fața statului. Individ care nu are niciun fel de armă de apărare în fața unui stat opresiv și organizat, cum a fost înainte de 89. Noi am fost o societate înainte de 89, o societate de individ, o sumă de indivizi în plasa unei organizări statale menite să încadreze individul, să-l controleze și să-l mențină în condiția lui de ființă incapabilă să se apere. Ceea ce ne deosebește pe noi de situația, de realitatea de dinainte de 89, este tocmai apariția unui țesut între individ și stat. Și acest țesut de ființe care se organizează independent de stat se numește societatea civilă. Prin urmare, pe verticala despre care vorbim, la care la bază este individul și sus este statul ca expresie, ca instituții, ca sumă de instituții ale guvernului, ale guvernării. Noi avem în România de azi, în România să-i zic democratică, o sumă de modalități de organizare a noastră în grupuri de interese care formează societatea civilă. Ce este societatea aceasta civilă ce există între individ și stat? Păi, este vorba despre presa liberă, deci necontrolată de către stat. Este vorba de organizații neguvernamentale. Ce putem să înțelegem prin organizații neguvernamentale? Chiar o organizație de protecție a câinilor. Dau un exemplu, o organizație de promovare a drepturilor femeilor, de promovare a drepturilor femeilor bătute, de
ce știu eu, sunt atâtea organizații neguvernamentale, câte interese pot fi pe un anumit palier. În afară de presă liberă, de ONG-uri, mai avem în societatea civilă și alte forme care nouă ni se par a fi aparținând statului, dar care nu sunt forme ale statului de organizare. Sunt bisericile. Bisericile, când sunt libere și necontrolate, fac parte din, cu adevărat, fac parte din societatea civilă. Însă mai există o altă formă de organizare la fel de importantă și pe care tindem să o asimilăm cu statul, ea nefiind parte din stat, sunt partidele. Partidele atunci când, deci nu într-un stat totalitar, cum este statul comunist nazist, care impune un singur partid, iar partidul respectiv se confundă cu statul. Deci, într-o societate democratică, partidele fac parte din societatea civilă. Iată, deci, cu ce umplem noi acest gol care există între instituțiile guvernului, care pot să fie centrale, locale și așa mai departe, deci instituții de administrare, și individul ca ființă singură în fața acestor, în fața acestor instituții. Statul, prin esența lui, are tendința să-și impună un punct de vedere unic, să impună o direcție și să nu permită individului drepturile. Societatea civilă sunt acele forme prin care indivizii se organizează, își apără drepturile în fața unui stat ce tinde să devină atot stăpânitor. Acum, venind la cel de-al doilea termen pe care domn profesor Peptan mi l-a propus, democrația, aș dori să discutăm un pic aici despre democrație la toate aceste trei niveluri pe care le-am pomenit anterior. Stat, societate civilă și individ. Nu există democrație fără ca ea să fie regăsibilă la toate cele trei niveluri. Și v-aș propune acum, fiindcă suntem, după ce prezint un pic cum ar trebui să fie democrația sau cum este ea organizată, v-aș propune să discutăm un pic situația din perspectiva alegerilor care tocmai au avut loc. Statul nostru în perspectiva alegerilor din 6 decembrie este el democratic? Societatea civilă este ea democratică? Individul care a mers la vot sau n-a mers la vot este el democratic? Și să vedem, răspunzând la aceste trei întrebări, să vedem în ce măsură ceea ce a rezultat din votul de duminică corespunde valorilor democratice. Să ajungem acum la, să luăm primul nivel, cel de sus. Statul nostru. Este el unul democratic? Dar ce înseamnă un stat democratic? Cui se opune această noțiune de stat democratic? Vin puțin la câteva noțiuni pe care probabil că le-ați făcut, poate nu le-ați făcut, dar aș vrea să le precizăm
puțin în discuția noastră despre societate și democrație. De câte feluri este statul? Unii vor spune statul poate să fie democratic sau dictatorial. Nu este suficient. Statul este de fapt de trei feluri, foarte diferite între ele, foarte distincte. Avem mai degrabă stat totalitar, care este o realitate nouă în istoria omenirii, o realitate a secolului 20 și pe care sfârșitul veacului trecut, prin revoluțiile care s-au petrecut, nu a învins-o definitiv. Stat totalitar înseamnă un stat în care nu există alegeri libere, un stat în care nu avem pluralism politic, un stat care a acaparat complet societatea, care devine captivă în mâinile guvernului. Statul totalitar, aș zice cel mai tipic, este statul comunist din care noi am ieșit. Ar mai fi, deci să le enumerăm și să le discutăm și să vedem un pic diferențele între ele. Deci avem statul totalitar comunist, stat totalitar fascist de origine naționalistă și intrăm acum într-o epocă în care apar statele totalitare de tip religios, cum este statul islamic, cum este în parte Iranul, unde conducerea este acaparată de cler. Între toate aceste state totalitare pe care le enumăr, comunist, naționalist și religios, radical religios, cel mai tipic este statul comunist ca model de totalitarism absolut. Din ce cauză? Pentru că acolo, în statul comunist, nu numai drepturile politice ale individului sunt confiscate. În statul comunist este confiscată însăși baza libertății care e proprietatea. În momentul în care individul este deposedat de proprietate, el este deposedat de tot. El nu mai are posibilitatea să-și găsească o zonă de refugiu și de libertate, fie și în familia lui. Acest lucru ne deosebește de toate celelalte totalitarisme. Acest lucru a făcut ca în România comunistă omul să n-aibă pașaport, deci să nu poată călători, omul să nu aibă o bucată de pământ din care statul, dacă îl dă afară din slujbă, să își poată extrage o sursă de venit, să nu aibă uneori, și mulți au fost în poziția asta, nici măcar propria lui casă sau apartament, fiindcă și asta erau de stat, statul putea să te alunge din propria ta casă, fiindcă îi aparținea. Prin urmare, toate pârghiile pe care individul le avea pentru a se împotrivi statului într-un stat totalitar comunist, erau în mâinile guvernului. Într-un stat fascist sau nazist, deci naționalist, al doilea tip de stat totalitar, individul nu mai avea drepturi politice, fiindcă avea posibilitatea să aleagă un singur partid, era o singură dictatură și de altfel alegerile însele erau abolite. Dar într-un stat nazist,
individul avea posibilitatea să iasă din granițele țării lui, proprietatea lui nu era confiscată, deci exista o marjă de libertate, chit că, așa cum procedau și comuniștii, naziștii, și să nu uităm că primul stat totalitar în istorie nu este cel nazist, nu este cel naționalist, nu este cel fascist, ci este statul totalitar comunist, apărut în 1917 cu Revoluția Bolșevică. Acela a fost prima apariție monstruoasă a unei organizări statale în istoria modernă a omenirii. În fine, astăzi vedem apariția celui de-al treilea stat, statul bazat pe valori religioase radicale, cum este ISI, statul islamic, sau, în bună parte, Iranul, care este condus de un ayatollah, care reprezintă forța supremă. Deci avem pe de-o parte statul totalitar. Avem pe de altă parte a doua formă de stat, care nu trebuie confundată nici cu totalitarismul, nici cu democrația, care este statul dictatorial sau autoritar. Stat dictatorial înseamnă, să zicem, Franco în Spania. Stat autoritar înseamnă tot mai mult ceea ce se întâmplă în Ungaria, sub Viktor Orban și sub guvernul Fidesz, care începe să concentreze în mâinile lui toate resursele economice, să controleze presa, și asta reprezintă, de fapt, iliberalismul propus de Viktor Orban. Să nu uităm că Viktor Orban a lansat acest concept nou în istoria științelor politice, iliberalismul, în România, la Balvanioș, la întâlnirile de vară, acum 4 ani, pentru prima dată s-a auzit acest concept lansat în științele moderne. Și în fine, avem statul democratic, care este un stat bazat pe o constituție și pe respectarea unor reguli general admise și care nu pot fi schimbate odată adoptate decât prin referendumuri foarte dificil de organizat. O să spuneți, nu toate statele democratice sunt constituționale. Și vă dau dreptate. Cel mai vechi stat democratic european nu are constituție. Este vorba de Marea Britanie. Dar Marea Britanie are un corp de legi de neatins care alcătuiesc, de fapt, Constituția Marii Britanii și din cadrele căreia nu se poate ieși. Însă, în general, democrațiile moderne sunt democrații constituționale. Din Constituție derivă o serie întreagă de legi care trebuie să respecte liniile generale ale Constituției și care formează statul de drept. Stat de drept despre care auziți vorbindu-se foarte mult. Este un stat în care guvernul și actorii politici se angajează să respecte liniile generale, Constituția și legile țării. De ce Dragnea, acum 4 ani,
a fost acuzat că nu respectă Dragnea și PSD-ul, că nu respectă statul de drept. Pentru că, având puterea, luând puterea printr-o majoritate oarecare, dar o majoritate în Parlament, Dragnea și guvernele PSD au început să nu mai respecte statul de drept și să schimbe legile după bunul plac. Din cauza aceasta au fost acuzați, pe bună dreptate, că în România statul de drept nu mai este respectat și că ne îndreptăm spre un regim autoritar. Aș spune că, spre deosebire de pildă de Ungaria, care trebuie să ne rămână ca o referință, societatea românească dispune de o societate civilă organizată. Și asta s-a văzut în momentul în care statul român a început să o vireze spre autoritarism. În acel moment, România a fost capabilă să scoată în stradă o societate civilă puternică. Acest lucru s-a încercat și la Budapesta împotriva regimului Orban și nu s-a reușit. Societatea ungurească nu a avut tăria să producă o schimbare în guvernul Ungariei. Vă întrebați poate din ce cauză. Oricât ar părea de ciudat, și chiar dacă Ungaria, unde dacă mergem ca turiști, o să vedem și trebuie să o recunoaștem deschis, un nivel de civilizație mai avansat, o organizare mai bună a localităților mici, nu mai zic de Budapesta și așa mai departe, dar, spre deosebire de România, Ungaria n-a avut niciodată o tradiție democratică. Ungaria a trecut permanent de la un guvern autoritar la alt guvern autoritar. În România, trebuie să vă reamintesc, încă din timpul lui Carol I, cu limitările existente atunci, deci femeile n-aveau dreptul să voteze, nu votau decât oamenii care plăteau, contribuiau la bugetul statului și așa mai departe și așa mai departe, oamenii înstăriți, dar a existat în România pluralism și a existat o democrație limitată în condițiile de atunci. O presă în orice caz liberă. Prin urmare, culte libere. Prin urmare, timp de cât să fac, 80 de ani, România a avut, nu știu, n-am făcut un calcul exact, România a avut 70, 60, 70, 80 de ani, România a avut o organizare democratică și asta a rămas cumva în mentalitatea și în mintea transmisă din generație în generație a oamenilor din România și asta contează pentru felul în care noi astăzi suntem organizați. Încă o paranteză și cu asta închid discuția pe tema asta. În partea de est a Europei n-au existat decât două democrații în interbelic și în trecut. Cehoslovacia și România. Venind, lăsând societatea deoparte, deci am discutat despre democrația la nivelul statului, democrația la nivelul societății civile, să discutăm puțin despre democrația la nivelul individului. Să nu uităm că cel care merge în cabina de vot când votează nu este ONG-ul X, nu este ziarul Y, nu este partidul Z, ci este
un individ anume. Noi mergem singuri în cabina de vot. Și atunci noi votăm, fiecare, cu capul nostru. Suntem noi pregătiți să votăm cu capul nostru? Asta este întrebarea. Ca să fii pregătit să votezi cu capul tău, trebuie să votezi nu numai un interes anume. Dom'le, sunt sărac, un individ sărac, n-am serviciu, n-am casă. Cine ar putea să-mi dea dintre partidele de pe listă o sumă din care eu să trăiesc, să nu mor de foame și să am un acoperiș deasupra capului? Să zicem că am auzit, mi-a trecut pe lângă urechi, deși nu sunt foarte bine informat, că există un partid care îmi dă un ajutor de șomaj și îmi asigură o locuință socială ca vai de lume, dar îmi asigură. Pe aia pun ștampila. Fără să mă mai gândesc totodată, fiindcă nu sunt suficient de informat, ce implicații are votul meu? Eu aștept de la stat totul, să zicem, sunt acel individ sărac, fără slujbă, fără școală și așa mai departe. Îmi pun întrebarea, oare mi-o pun? Dar să zicem că îmi pun întrebarea, bun, votez partidul respectiv, care îmi dă ajutorul respectiv, dar are statul român posibilitatea să-mi acorde ajutorul respectiv. Continuu. Dau votul meu partidului respectiv, dar oare îmi pun eu întrebarea, partidul respectiv, ce conexiuni are, spre ce orientează România? Asta e foarte complex. Duce România spre est? Duce România spre vest? În momentul când pui o ștampilă, astea sunt întrebări pe care nu le poți ignora, fiindcă astea sunt întrebări de care depinde ajutorul tău de șomaj, oricât ar părea de ciudat, și acoperișul amărât deasupra capului. Pentru că s-ar putea ca mâine partidul respectiv să te ducă într-o direcție care să-ți anihileze toate drepturile. Pur și simplu pentru că duce România în faliment. Observați, vă rog, cât este de complicat pentru un individ conștient, pentru un individ care este și cetățean, să pună o ștampilă dacă este un individ conștient și cetățean. Fiindcă votul lui, oricât este de mic, are o consecință a doua zi pentru întreaga țară. Prin urmare, ca să existe un stat democratic, trebuie ca individul să fie informat, să fie educat și să aibă o conștiință civică, deci să fie cetățean. Prin urmare, să fie în cabina de vot mai mult decât individ, să fie un individ responsabil pentru toată comunitatea. Și acum, dacă studenții facultății, universității din Târgu Jiu ne urmăresc. Ia, așa are numele. Universității superb numită Constantin Hărăbuș ne urmăresc. Și ne întreabă, dar oare ce ar trebui noi să facem ca să fim informați, presupunând că la orele lui domnul profesor Borun nu ne spune ce ar trebui să facem și noi nu știm. Cum am putea noi să ne formăm singuri? Și aș avea un răspuns foarte simplu.
Și un sfat pe care îl dau și studenților mei și îl dau tuturor celor cu care intru în contact. Să-și rezerve în fiecare zi 5 minute. 5, 10 minute, dar măcar 5 minute. Să deschidă internetul, să deschidă un ziar, să deschidă un televizor și să audă ce se întâmplă în propria lui țară, pe de-o parte, dar nu-i suficient. Și să audă ce se întâmplă pe plan internațional. Fiindcă ce se întâmplă pe plan internațional, mâine se întâmplă și în țara noastră. Să aibă o vedere, vă garantez că după 5 minute zilnice, după 6 luni sau după un an, aveți un cap limpede. Știți pe ce lume trăiți. Dacă statul este democrat, dacă statul are o societate civilă organizată, dacă individul este format și cetățean, rezultatul nu poate să fie decât o democrație. Nu am răspuns, domnule Gorun și domnule profesor Peptan, nimic n-am spus despre votul de duminică. Nici nu trebuie acum. Okay. Da, nu, acum eu aș avea totuși câteva remarci. În primul rând, apreciez modul de concepere a abordării pe care domnul Vasile Popovici o realizează pe aceste trei paliere pentru a demonstra nivelul de democratizare la nivelul unei societăți organizate, bineînțeles, pe structura statului național. Și anume, a vorbit în termeni, a spune, apreciabili și despre democratizarea structurilor etatice și modul în care puterea de stat trebuie să fie supusă controlului societății civile. Apoi și sunt de acord, am fost printre primii încă de când lucram la Babeș și au fost atunci ceva contestări când în componența societății civile am adus partidele politice ca vectorii veritabili ai unui regim democratic și normal, fără a identifica partidul cu guvernământul, ci ca și organizații politice care pregătesc accesiunea la putere și care militează pentru menținerea sistemului pluralist și pluripartidist. Și beriga slabă, de altfel, cum a rezultat din expunerea lui Vasile Popovici, individul, pentru că aici este vorba de un element esențial, cultura politică și acel reflex dominant la nivelul conștiinței individuale a expresiei lui Marx, primum vivere de inde filosofar. Iar practic, completarea răspunsului, în opinia mea, vine exact pe acea distinție pe care am realizat-o între democrația formală și democrația substanțială, cu câteva observații. Mai întâi, sigur, studenții noștri au cunoștințe despre regimurile politice, avem cursuri, chiar curs de sociologie a regimurilor politice, eu îl predau, numai că eu merg pe o altă clasificare a acestora, și anume tot trei categorii, dar în regimurile totalitare, pe toată literatura de specialitate, introduc doar regimul comunist și regimul nazist. În regimurile autoritare, o sumedenie, practic, între regimurile democratice și cele totalitare, campează o sumedenie de alte regimuri pe care le integrăm în conceptul de regimuri autoritare, în care alături de cele religioase de care vorbea Vasile Popovici, excesiv religioase, introduc regimurile pretoriene, regimurile militare și mi-a părut foarte rău să meargă pe un derapaj ieri, de pildă la desemnarea primului ministru. Am o impresie foarte bună despre pregătirea în domeniu a fostului ministru al apărării, sau actualului încă ministru al apărării, dar acum este un prim-ministru interimar.
Și nu este corect ca într-un regim democratic să vii să pui în frânta guvernului un militar de cadru. Și, bineînțeles, regimurile democratice cu valorile pe care ele presupun. Acum, sigur că Vasile cunoaște foarte bine din perspectivă, ca și diplomat de altfel, ca un foarte bine informat, cunoaște ceea ce se întâmplă în Ungaria și a luat exemplu de derapaj, spune eu, derapaje a regimului Orban spre autoritarisme. Vin acum și întreb. Oare cetățeanul care intră în cabina de vot despre care vorbea Vasile Popovici, noi, când intrăm în cabina de vot, cum ne ordonăm prioritățile în acordarea votului, fiind supuși unui partidism exacerbat, adică societatea noastră parcurge, nu numai a noastră, societatea modernității târzii parcurge o creștere vizibilă a dominației partidelor politice asupra întregii vieți sociale și se numește fenomenul partidocrație, deci un partizanat impus sau ce se derulează spre o formă aproape maximă, având în vedere un lucru corect aici ce spun acum, acela că alegerile concurențiale din regimurile democratice sunt alegerile care dau structurile societății, structurile politice. Adică noi spunem că sunt edificatoare. Voturile se transformă în mandat. Nu degeaba gloanțele au fost înlocuite cu buletinele de vot pe a organiza și ordona societatea. Și documentarea oamenilor de rând este destul de... De ce? Pentru că ei trec și fac comparații. Sigur că Vasile vorbește la nivelul în care cetățeanul își exprimă într-adevăr o poziție în cunoștință de cauză. Adică atunci când se manifestă ca și cetățean, când orizontul lui de așteptare poate să fie și mai îndepărtat, urmărind totuși avem 30 de ani. Și aici iarăși vin și pun în balanță, cu riscul de a-mi repeta. Avem noi în România o democrație substanțială la nivelul democrației formale pe care am instituit-o după 90? Sau tocmai aici sunt problemele pe care politicienii nu le observă? Și punctul 2, și vreau să-l provoc serios acum pe Vasile, vorbeam de statul de drept. În opinia mea, statul de drept este un concept artificial. Dar asta nu înseamnă că nu acoperă ceva. Acoperă exact ce a spus Vasile Popovici. Acoperă, până la urmă, o respectare cu strictețe a legii, pentru că în democrație legitimitatea este rațională. Legea este cea și Constituția. Și, din acest punct de vedere, l-aș ruga să mediteze prin raportare la articolele 110, 106 și 103 din Constituția României, de ce avem astăzi un premier interimar. Asta aș vrea să o medităm și o, poate că a venit că o să luăm pauză acum, pentru că se pune în discuție. În rest, vreau să spun că de substanță și foarte interesant până la acest moment expozeul lui Vasile Popovici. Aș vrea totuși după această pauză să revenim un pic, știu că nu are timp, vreau să-și anunț telespectatorii, Vasile va pleca la șpert pentru că intră pe platformă la cursurile, chiar așa îl citesc, la cursurile mele și accentuând de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vasile e la Timișoara, am uitat să spunem, deci în momentul ăsta este la Timișoara, fizic. Cam după 6 minute ne revedem, că am mai scurtat pauza. Vă mulțumim, ne vedem imediat.
Am revenit la întâlnirea noastră, îl avem în continuare pe colegul Vasile Popovici de la Universitatea de Vest din Timișoara. În prima parte ați observat că dezbaterea s-a animat, au fost câteva explicații foarte articulate în legătură cu cei doi termeni ai ecuației puse azi în discuție, societate și democrație. Și aș avansa o preconcluzie aici, referitoare la democrație, aceea că trebuie în mod obligatoriu privită nu în primul rând ca produs, ci ca proces. Și elementele care transformă mecanismele regimului democratic în așa fel încât democrația să fie înțeleasă nu doar, repet, ca regim de putere în societate, ci și ca mod de viață al oamenilor din cetate. Rog pe Vasile, pentru că mai are doar 15 minute, să își continue expozeul, răspunzând pe cât posibil și la problemele pe care, sau elementele pe care le-am problematizat aici. Dar în același timp rog să-mi lase 2 minute să facem așa să răspundă foarte scurt la vreo 4-5 întrebări A care sunt. ridicat o problemă, domnul profesor Da. Gorun, în legătură cu nominalizarea pentru această perioadă, pentru o foarte scurtă perioadă, până la instalarea noului guvern, a unui guvern interimar condus de un militar. Sigur că semnalul trimis în afară nu este unul convenabil. Și acest lucru a contat și la propunerea pe care a făcut-o PNL-ul, deși într-o primă instanță luase în considerare de a-l propune în continuare pe generalul Ciucă, șef al guvernului. Între timp și-au retras propunerea. Sunt convins că și-au retras-o, luând în ecuație tocmai faptul că nominalizarea unui militar induce ideea, Corect, corect. nu realitatea, ci induce ideea că urmează un regim autoritar și sunt convins că acest lucru ar fi fost exploatat în defavoarea României. Nu înseamnă că un general nu poate să conducă o societate democratică. Nu Nu, uitați că o nu. Sharon în Israel a fost general. În Statele Unite, un fost general a candidat pentru alegerile prezidențiale din partea republicanilor. Deci este posibil ca un militar să acceadă la haina de primit, dar semnalul nu este unul bun. Domn profesor Peptan ridica o chestiune pe care ar fi păcat să nu o abordăm în pauză, în timp ce se transmitea publicitate, pe care ar fi păcat să nu o abordăm în legătură cu regimurile care conexează religia cu statul. Cred că această discuție trebuie să o avem și cred, Adrian, că ar trebui ca asta să ne fie foarte în mare atenție nouă, care suntem profesori și suntem în contact cu elita tineretului din regiunile în care ne aflăm. Este vorba, desigur, despre partidul surpriză care a ieșit din urne, AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Numele, acronimul, deci prescurtarea AUR, excepțional aleasă, cum să zici, jos AUR, nu mai spun titulatura când o desfășori, Alianța Alianța pentru pentru Unirea Unirea Românilor. Românilor. Cine nu este patriot și n-ar fi pentru Unirea Românilor? La fel de complicat este să abordezi o critică la un astfel de partid, pe cât era de complicat
să spui jos Partidul România Mare. Păi stați puțin, că te blochează din start prin faptul că astfel de partide monopolizează o idee pe care o are în suflet orice român, dar pe care orice român rațional o abordează nu cu sufletul, ci cu mintea. Dom'le, ideea de unire a tuturor românilor este posibilă? Ce ar fi ca statul român să-și facă o obsesie în acest moment din unirea absolută instantanee cu Republica Moldova? Deci ca și când îmi place o femeie teribil, o abordez pe stradă și îi spun, tu trebuie să te căsătorești cu mine în secunda asta, fiindcă mie îmi place de tine. Pe ea ai întrebat-o? No, statul român trebuie să tindă spre unitatea lui, evident, evident. Dar asta nu se poate face decât când partenerul celălalt este dispus să o facă. Nu cred că este momentul și cred că orice lucru cu șurubelnița în aceste lucruri, în acest sistem foarte delicat, cum este relația noastră cu Republica Moldova, riscă să strice mai mult decât să îndrepte. Acum, ne-a apărut din urne acest partid. Este un partid a cărui doctrina și care a câștigat, de fapt, pe ideea deschiderii ușii bisericii în treburile publice. Ne întoarcem la ce am spus în prima parte a conferinței noastre. Biserica nu este statul. Biserica este societate civilă. Eu sunt un om credincios. Bănuiesc că și domnul Peptan poate greșesc, și domnul Gorun poate greșesc, dar nu cred. Oameni cu credință în Dumnezeu. De aici însă, și până la a spune că dacă eu sunt credincios și sunt credincios ortodox, eu vin și spun, mai este un pas de făcut între a spune, cum a spus Nae Ionescu, numai cine este credincios ortodox este român. Un pas mai este pentru acest lucru și este un pas dintre cele mai periculoase care aruncă în aer, de fapt, ceea ce vrea să apere. Ce vrea aurul să apere? Națiunea română. Ce aruncă în aer în momentul în care noi spunem este român doar cine este credincios ortodox? Toți cei care sunt români și nu cred în Dumnezeu și sunt legitimi în necredința lor, toți românii care sunt greco-catolici și sunt legitimi în credința lor, toți românii care sunt baptiști și legitimi în credința lor, catolici, pur catolici, dar sunt și minorități naționale, cu ele ce facem? Prin urmare, introducerea preceptelor religioase în politică este un lucru extrem, extrem de periculos. Nu numai pentru stat, fiindcă într-o zi un astfel de partid poate să-ți intre în guvern și poți să spui că este parte din stat. Este periculos pentru religia însăși, fiindcă în momentul în care tu, ca partid, partidele se erodează, partidele câștigă alegerile și pierd alegerile. În momentul în care un partid confiscă o credință, o religie, odată cu sine, el compromite și religia respectivă. Prin urmare, Bor.
Biserica Ortodoxă Română trebuie să fie extrem de puternică, de precaută în momentul în care se asociază cu un partid. Trebuie să știe că merge la câștig cu acel partid, dar merge și la pierdere. Și atunci să nu se mire Biserica Ortodoxă Română dacă astăzi câștigând sau mâine, poi mâine pierde. Și pierde teren masiv pentru că acel partid care azi se declară pur și necorupt, mâine se poate dovedi extrem de corupt. Și acum nu discutăm de aur, dar revenind la aur, cu tot anticomunismul lui, și eu sunt anticomunist, și Adrian Gorun este anticomunist și sunt convins că nici domnul Pieptan nu și-ar dori mâine să-l vadă pe Ceaușescu revenind. Este un partid anticomunist. Dar cum este posibil ca într-un partid anticomunist să ai un militar care a fost implicat în reprimarea răscoalei, revoltei anticomuniste la Timișoara, Revoluției Anticomuniste? Deci, ce vreau să spun? Observați ce ghiveci este în acest partid. Avem tendințe legionare foarte periculoase și catastrofale pentru imaginea României, avem tendințe anti-europene, avem tendințe anti-americane și avem clar tendințe naționaliste, asta nu încape niciun dubiu, dar întrebarea este anti-americanismul, anti-europenismul pe care îl promovează acest partid, spre ce oare ne îndreaptă? Ei vor spune spre o Românie independentă. Iar eu vă spun că nu există nimic mai periculos pentru România decât o Românie care nu face parte dintr-un bloc militar cum este NATO. Noi suntem în cea mai fragilă și expus zonă geografică. Suntem mândri de țara noastră și de fapt că suntem așezați pe Arcul Carpatic. Foarte bine, dar este nenorocirea noastră, vine din geografia noastră. Noi suntem în flancul unui imperiu în continuă expansiune. Rusia. A nu vedea acest lucru care se petrece sub ochii tăi, a nu înțelege că o parte din România, care este Republica Moldova, este încă ocupată. A nu înțelege că trăim ani în care Rusia a avansat până în mijlocul Mării Negre, prin Crimea, că avansează pe flancul de est al Ungariei, că ocupă poziții în Siria, că ocupă poziții în Libia. A nu observa toate lucrurile astea este o orbire sinucigașă pentru însăși națiunea română. Și de asta spun, atenție mare ce valori promovăm, pentru că e ca la biliard. Trimitem o bilă în stânga și ea lovește într-un final în dreapta. Exact în ce nu vrem să lovească. Deci, atenție la votul vostru, atenție la cabina în care intrați, atenție ce vă doriți, că s-ar putea să iasă ce nu vă doriți. E aproape ora ieșirii mele și... Se retrage, aș vrea să răspund scurt, cât postul de scurt, fără argumente, că le rămân subînțelese. Între Mircea Vulcănescu și Emil Cioran, pe cine preferi? Între Mircea... Vulcănescu și Emil Cioran. Emil Cioran, o foarte grea... N-aș face o alegere între cei doi. Avem un martir, Mircea Vulcănescu, și avem un pocăit, Emil Cioran. Eu am făcut deja alegerea, am studiat profund pentru a doua oară pe Vulcănescu, ale pe Mircea Vulcănescu.
prin concepția lui dimensiunea românească a existenței. Mircea Vulcănescu să-și supraviețuiască. Așa și mie. Și să se pocăiască, să apuce. Bazil, între Carol I și Ion Cebrătianu, Bizilu, pe care... Oricând, în orice moment, în eternitate, Carol I. Carol I și eu. Pepe Carp Titu Maiorescu. Pentru totdeauna, în eternitate, Titu Maiorescu, pentru că a introdus în România spiritul critic. Am uitat să vorbesc despre spiritul critic. Spiritul critic este ceva esențial pentru calitatea noastră de cetățeni. Spiritul critic înseamnă să mesteci ceea ce ți se dă în gură. Între Lucian Blaga și Constantin Răduescu Motru? Lucian Blaga. Eu Constantin Răduescu Motru. Nu, pentru că Răduescu Motru, prin toată opera, e un savant. Chiar dacă îl iubesc pe Blaga, reacția lui la adresa lui Răduescu Motru pe problema românismului a fost, aș spune, destul de ne la locul lor. Pandur, înțeleg. Ne la locul lor. Vă îmbrățișez, domnule. Și noi, o zi bună. Numai bine, o zi bună. La revedere tuturor ascultătorilor. O zi bună, o zi bună, Bazil, și succes la cursuri. Mulțumesc. Așadar, domnul Bazil Popovici a venit cu câteva răspunsuri la provocările pe care noi le-am realizat în pauză pe parcursul transmisiei. Sigur, nu putem fi într-un totul de acord cu punctele lui de vedere, dar sunt opinii ale sale. A spune că nu trebuie să ne grăbim cu diverse clasificări, cu diverse sintagme pe care să le punem pe un partid sau celălalt. El este un liberal convins și noi împărtășim valorile liberalismului. Asta nu înseamnă că ne identificăm întotdeauna cu partidele care promovează ideile liberale. Oricum este știut că democrație fără valori liberale nu poate exista, pe de o parte, că democrația nu coexistă cu sărăcia. Și poate că tocmai acesta este răspunsul pe care îl dăm la întrebarea pusă, pe care și-o punea în legătură cu individul intrat în cabina de vot, pentru că el își resimte mai întâi nevoile individuale nerezolvate, dacă sunt nerezolvate, și apoi orientarea sa. Și în același timp revin și spun că prin clasificarea pe care el a realizat-o statului, mă rog, clasificările în privința statului sunt de altă natură, dar în ceea ce privește regimurile politice, el a identificat, clasificat cu regimul politic, am spus care este clasificarea acceptată, adică nu confundăm regimurile totalitare cu cele autoritare. Mă rog, Bazil Popovici este filolog, dar este un foarte bun analist și un cunoscător al aspectelor diplomatice. Inclusiv ați văzut cum pune problema cu Moldova. E un deziderat unirea, dar în același timp se ridică problema oportunității. Și aici aș completa ceva la întâlnirile pe care noi le-am avut cu elita intelectuală din Moldova, inclusiv cu academicieni, academicienul Dabija, de pildă, am văzut că ei au conturat un puternic curent unionist. De aceea nu se pune în discuție la nivel de stat treaba aceasta, ci la nivelul celor două comunități naționale, să zicem, astăzi, pentru că o hartă ciuntită, o hartă incompletă, arată exact ca imaginea într-o oglindă cu mii de crăpături, așa, cu mii de elemente rezultate de o lovire a oglinzii respective. Și eu nu m-aș grăbi să spun că
Moldova nu vrea, nu dorește unirea cu România. Dar altceva este în legătură cu oportunitate, sigur, care ar fi consecințe și mai departe, care sunt elementele de susținere sau dimpotrivă negativ. Iar faptul că la un premier de formație militară a fost, de pildă, nu premier, că statul din nou au premier, dar au conducerea executivă și au secretar de stat în domeniul respectiv, nu trebuie luat în comparație, pentru că statul nu te-a mis niciodată prin perioada comunistă și regimul comunist a avut foarte mulți militari, trebuie să recunoaștem acest lucru, foarte mulți militari în comunism. Nu mi-a răspuns, mă rog, lăsăm, o să dezbatem în altă situație, cum este cu regimul, pardon, cu guvernul interimar, prin aportarea la Constituție, că tot invoca el statul de drept din România, prin aportarea la statul de drept din Ungaria, și tocmai exemplul pe care l-a luat cu respectarea Constituției devine aici puțin edificator comparativ cu alte exemple. Acum rog pe domnul Cătălin Peptan să intervină în dezbaterea noastră pe tema largă societate și democrație, cu un domeniu care, de altfel, și că am fost invocat aici, dar a fost invocat ca deficit în special pentru indivizi, e vorba de cunoaștere și securitate în societatea democratică, în societatea actuală, mă rog, și care pune, să zicem, bazele pentru o abordare și din perspectivă epistemică, nu numai sociopolitică a problematicii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a prezenta în cadrul acestei dezbateri câteva elemente de actualitate, consider eu, referitoare la cunoaștere și securitate în societatea actuală, plecând de la expozeul destul de interesant al domnului profesor Vasile Popovici, din care eu am concluzionat că societatea democratică se caracterizează prin respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prin necesitatea de a asigura acestora perspectivele de afirmare în concordanță cu aspirațiile și cu posibilitățile, inclusiv de natură intelectuală, ale cetățenilor, dar eu aș spune că acestea trebuie să se manifeste într-un climat de siguranță și într-un climat de securitate. De altfel, cunoașterea și securitatea ca și concepte au fost preocupări constante ale științei umane, indiferent de perioadele istorice la care ne raportăm sau la amenințările care au caracterizat aceste perioade. Societatea modernă, așa cum foarte bine cunoaștem, a fost marcată într-un mod cu totul și totul hotărător de cele două conflagrații mondiale, de perioada războiului rece și de lupta continuă din ultimele două decenii împotriva flagelului terorismului, și aș aduce eu în discuție și problema aceasta a pandemiei COVID-19, care pare să țină capul de afiș al dezbaterilor publice și al intervențiilor la nivel național și cu atât mai mult la nivel internațional. În acest context al manifestărilor acestor amenințări neconvenționale, asimetrice, hibride, cum le consideră și cum le cataloghează literatura de specialitate, eu aș ridica și de data aceasta o întrebare, și anume ce caracterizează sau ce guvernează lumea globală actuală, starea de securitate sau starea de insecuritate. Totodată aș mai ridica o întrebare, fără să aștept un răspuns neapărat din partea dumneavoastră sau din partea participanților, și anume, mai este eficient sistemul de drept umanitar internațional pentru gestionarea aspectelor problematice din societatea globală? Pentru a răspunde sau pentru a încerca să răspundem la aceste întrebări, eu o să fac un mic expozeu vis-a-vis de ce înseamnă conceptul de securitate în societate în general, dar mai ales în societatea democratică, pentru că, în definitiv, tema întâlnirii noastre de astăzi este societate și democrație.
le spune că singura sursă de legitimare a unui stat, chiar și a statului român, este capacitatea lui de a-și proteja și de a-și menține drepturile cetățenilor săi. Nevoia de securitate în contextul dinamicii cu totul și totul excepționale a riscurilor, amenințărilor la adresa valorilor securitare ale societății globale în definitiv, pentru că așa cum discutam și pe parcursul întâlnirii de ieri cu deosebit sau cu distinși invitați, statul român sau națiunea română nu poate să se manifeste într-un context de izolare față de ceea ce se întâmplă la nivel global. Tocmai de aceea nevoia de securitate capătă astăzi un caracter relativ, a spune eu, sub aspectul riscurilor acestea care sunt potențate în societatea actuală. Cum se realizează securitatea, cum se realizează siguranța cetățeanului, siguranța societății civile, siguranța statului în definitiv, este o chestiune care ține de strategie, respectiv de fixarea priorităților față de contextul la care ne raportăm, de resurse, de managementul decidenților statali. Știm cu siguranță că fiecare entitate statală, pentru a putea să-și implementeze măsurile necesare asigurării bunăstării cetățenilor într-un climat de echilibru, securitate, siguranță și așa mai departe, își proiectează ceea ce generic se numește politica de securitate. Aceasta este realizată în concordanță cu o strategie de securitate specifică fiecarei entități statale, dar, repet și punctez încă o dată, în opinia mea, acestea ar trebui și cred că se vor face demersuri serioase în acest sens pentru a fi racordate intereselor la nivel global. Am discutat sau s-a discutat și în prima parte a întâlnirii noastre despre zona militară, despre maniera în care factorii militari poate să amprenteze societatea în ansamblul său și chiar conceptul de democrație. Eu aș spune că, deși conceptul de securitate este asimilat în mod tradițional cu ceea ce ține de armată, cu factorul militar și așa mai departe, el trebuie extins dincolo de aceste concepte, dincolo de afacerile militare, cu sau fără ghilimele de rigoare, pentru că ele trebuie să includă și aspecte nemilitare, cum ar fi dimensiunea economică, dimensiunea culturală, dimensiunea mediului, dimensiunea de sănătate, pandemiile, ceea ce generic noi sau literatura de specialitate consideră că se încadrează în conceptul acesta umbrelă de securitate umană. În definitiv, conceptul de securitate umană nu este ceva nou introdus. El se referă sau consideră că trebuie să se asigure protecția personală a cetățeanului și aceasta să fie rezultată din asigurarea accesului în mod adecvat la creșterea standardului de viață și orice amenințare la calitatea vieții, precum ne confruntăm astăzi cu diminuarea accesului la sănătate, este considerată o amenințare de securitate. Spuneam că o astfel de abordare nu este o abordare nouă. Ea nu a apărut în ultimile luni odată cu manifestarea sau cu extinderea la nivel global a pandemiilor, a tentacolelor acestei pandemii și scuzați-mi exprimarea total neacademică, o pandemie nenorocită. De altfel, încă din 1991, în Canada, o societate, o țară democratică, Colegiul Național de Apărare aducea în discuție faptul că securitatea reprezintă și prezervarea unui stil de viață acceptabil de către toți cetățenii, dar care este compatibil cu necesitățile și aspirațiile legitime ale acestora. Dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă în societatea noastră, dar și în societatea globală în ultimul an, mai bine spus în anul 2020, respectiv pandemia COVID-19, eu aș spune că este evident că nu toate amenințările la adresa vieții reprezintă și amenințări la adresa securității naționale. Cu atât mai mult cele din domeniul sănătății cetățeanului, dar este de necontestat faptul că pandemiile, dacă ne referim doar numai la arealul de răspândire al acestora și la viteza excepțională cu ghinuie de rigoare și interpretate în sens negativ al termenul excepțional, sunt elemente, spun eu, cu relevanță în planul securității naționale. Din păcate,
Din păcate, deși trăim și ne dorim să ne manifestăm ca cetățeni în societate deschisă, în societate democratică, până în prezent s-au derulat puține demersuri aprofundate de abordare a specificităților pandemiilor în termeni de securitate, chiar dacă noi, domnule președinte, în urma cu câteva săptămâni, chiar în această locație am avut o dezbatere, spun eu, foarte interesantă cu reprezentanța ai mediului academic din domeniul medical, în care am analizat și s-au adus opiniei publice la cunoștință cauzalități și efecte ale acestei amenințări care amprentează societatea actuală. Da, de mare importanță și chiar e bine acum să și anunțăm că vom organiza spre sfârșitul săptămânii viitoare, tot în transmisiune directă, o dezbatere pe ceva foarte actual, tot legat de această pandemie ucigașă, vaccinul anti-COVID-19, pro și contra. Da. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care oamenii trebuie să știe și considerăm că universitatea are această menire, vom apela din nou la specialiști și de la alte universități și de la noi, pentru că, iată, mă rog, nu avansez decât o idee și apar anumite elemente adverse care demonstrează că trebuie cunoscut bine. Eu nu spun că trebuie să fugim de vaccin sau să-l facem, ci trebuie cunoscute efectele. Da. Și nu trebuie să ne grăbim în a accepta sau îmbrățișa anumite idei. Deci noi vom vedea când vom aduce din nou discuții aici cu specialiștii pe care, cel puțin cu sprijinul domnului director al Institutului, am avut și la fel o să avem în continuare. Da. Revenind, domnule președinte, eu aș spune că și în acest context al demersurilor relativ puține de aprofundare a pandemiilor în termeni de securitate, consecințele asupra societății ne determină sau determină societatea în ansamblul său să abordeze această chestiune într-o manieră foarte pertinentă și foarte coerentă. De altfel, v-aș aduce în atenția opiniei dumneavoastră faptul că entitățile statale civilizate, reprezentanți ai lumii democratice, persoane cu funcții de decizie la nivelul unor organizații internaționale sunt foarte atente la ceea ce se întâmplă în societatea noastră actuală. Și aș aduce în prim plan o declarație a Secretarului General al Tratatului Nord-Atlantic, făcută în urmă cu aproximativ o lună de zile, în care se spunea că NATO în principal, dar și societatea în ansamblul său, trebuie să se ocupe în mod foarte serios de aceste pandemii, pentru că această criză de sănătate care se generalizează la nivel global pare să devină chiar o criză de securitate. Parcă dorind să-l completeze pe secretarul general NATO, dar în opinia mea într-o altă accepțiune, de data aceasta, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite spunea, și încerc să citez aproximativ, că pandemiile reprezintă amenințări semnificative pentru pacea și securitatea globală, existând riscul de a se amplifica tensiuni sociale și apariția unor violențe. Ori ceea ce s-a manifestat și se manifestă din păcate și în prezent în țări civilizate, în țări democratice din vestul Europei și nu numai, arată că, din păcate, secretarul general ONU pare să aibă dreptate când a adus în spațiu public o astfel de idee. De altfel, nu ne spun elemente de noutate, pentru că inclusiv leadership-ul unor entități statale din proximitatea României, și dacă am discutat până acum și în intervenția și a dumneavoastră, domnului președinte, și în intervenția domnului profesor Popovici, s-a discutat despre Republica Moldova, aș vrea să vă spun că la nivelul conducerii Republicii Moldova se afirmă public că pandemia reprezintă principala amenințare de securitate la ora actuală pentru această entitate statală. Necesitatea identificării unor soluții la problemele de securitate medicale a generat, paradoxal și în opinia mea foarte interesant și foarte bine că a făcut, apariția unor noi specializări în cadrul relațiilor diplomatice. Discutăm de diplomația sănătății globale
Și a ridicat de data aceasta provocări inedite experților în relații internaționale, sănătate publică, diplomație, studii politice, drept și așa mai departe. De altfel, necesitatea unor programe postuniversitare cu scopul de a forma experți în domenii interdisciplinare de securitate medicală, diplomația securității, a sănătății și nu numai, este o preocupare inclusiv a mediului academic, iar inclusiv ceea ce facem noi, domnule președinte, în cadrul Universității Constantin Brâncuș, în cadrul unor programe masterale, cum este de altfel programul Studii de Securitate și Relații Internaționale sau programele de licență și masterat, inclusiv de la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, arată că ne-am racordat și suntem racordați în permanență la evoluțiile lumii academice în contextul amenințărilor acestea de amenințărilor securitare care se manifestă cu o virulență excepțională. Nevoia de cunoaștere, pentru că discutăm de cunoaștere în principal, impune un acces rapid la informații relevante care să fie provenite din medii și din domenii științifice și obținute din surse credibile. Și aici, prin sursa credibilă, nu m-aș referi în sensul acesta general chiar al sursei sau informatorului pentru o entitate sau pentru o agenție de inteligență. Și m-aș referi în principal la specialiștii din domenii, la competența lor, care inclusiv trebuie să formuleze și să ne dea răspunsuri la întrebările acestea foarte interesante. De altfel, domnule președinte și onorat auditoriu, vă spune că în accepțiunea Departamentului Apărării din Statele Unite ale Americii s-a coagulat în ultima perioadă un concept nou, și anume conceptul de medical intelligence, care are scopul de a colecta, de a evalua, de a analiza, de a interpreta informații de natură medicală, științifică, despre problematica medicală, despre mediul înconjurător și mai mult decât atâta, eu aș spune că pe lângă perspectiva planificării militare strategice pe care și-o dorește Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii, noi trebuie să acceptăm și să percepem acest concept de medical intelligence și într-o accepțiune mai generală, având în vedere dimensiunea de sănătate publică, de sănătatea populației. În ce măsură inteligențul medical va putea să contribuie la rezolvarea problemelor actuale ale societății este un subiect care numai, la care numai viitorul poate să ne dea un răspuns. În ultima parte a intervenției mele aș vrea să mai abordez câteva chestiuni legate de cunoaștere și de securitate în societatea actuală. Așa cum am spus, cunoașterea este dezideratul principal al umanității. În contextul în care s-a considerat că gloanțele, cum spuneați dumneavoastră, domnule președinte, trebuie înlocuite cu altceva, cu votul, buletinul de vot sau cu virgulă cunoașterea, entitățile statale au proces la înființarea, la constituirea, la proiectarea în prima etapă a unor entități de inteligență. În definitiv, aceste entități de inteligență trebuie să fie percepute ca entități de maximizare a resursei de putere a unui stat, bineînțeles contrabalansând zona sau domeniul militar propriu-zis. Aceste instituții de inteligență care asigură cunoașterea în societatea globală, și aș spune eu și în societatea democratică, cu atât mai mult la ora actuală, pe lângă resurse de maximizare a puterii unei entități statale, se consideră sau se constituie în o adevărată resursă de informare a beneficiarului la nivel strategic, astfel încât decidentul, beneficiarul strategic, în deplină cunoștință de cauză, și aici aș reveni la necesitatea cunoașterii în general, așa cum a punctat-o și domnul profesor Popovici și cum a punctat-o și dumneavoastră, deci necesitatea cunoașterii reprezintă un deziderat și nu în ultimul rând reprezintă potențial avantaj competitiv în ceea ce privește decidentul statului.
Retorica publică vis-a-vis de instituțiile de inteligență, vis-a-vis de rolul acestora în procesul de cunoaștere, chiar și în societatea democratică, nu este una tocmai favorabilă nici chiar măcar astăzi, în contextul în care s-a... Asta și ca urmare a unor derapaje. Și ca urmare a unor derapaje, exact ceea ce a spus, a punctat foarte bine, și ca urmare a unor derapaje, pe când instituțiile de inteligență sunt amprentate și activitatea lor este caracterizată, ne place sau nu ne place, mai mult în sfera secretului. Zona secretului. Deci ele promovează așa numita cultură de securitate, noțiune, cultură de securitate care cred eu că ar trebui să reprezinte un domeniu al preocupărilor cetățeanului civil, cetățeanului din societatea civilă, astfel încât cetățeanul, pe lângă consumator de securitate, să se translateze și să ajungă să fie generator de securitate. De altfel, o singură frază vreau să mai afirm, domnule președinte, de altfel, rolul societății civile în realizarea ecuației securitare a unei națiuni, inclusiv prin cunoașterea pe care trebuie să o acorde instituțiilor de specialitate, este evident. Vă mulțumesc, domnul președinte. Și eu vă mulțumesc pentru consistenta expunere pe care ați realizat-o. Normal, noi fiind gazdele, ne-am rezervat mult mai puțin timp pentru a putea să satisfacem, de altfel, pe oaspetele nostru de astăzi. Așa este și corect, pentru că noi am vrut să aducem în prim plan nu numai punctele de vedere la Universitatea Constantin Brâncuș, ci și punctele de vedere la alte universități, așa cum este Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea din Cluj, Științe Economice București, Universitatea din Iași și așa mai departe. Dar, totuși, o remarcă aș face, pentru că mai avem decât vreo 30 de secunde, aceea că se constată că chiar la un nivel foarte înalt de exigență, că patrimoniul nostru științific al Universității Constantin Brâncuș din Cluj nu este sub nivelul patrimoniului științific din alte universități. Fără laudă, discuțiile au fost de egalitate chiar științifică. Repet, chiar dacă de fiecare suntem sau nu de prin acord, dar și încheia prin a spune că din expunerea domnului Peptan audind expunerea, am proces la o regândire a sistemului științelor actuale și mai ales a sistemului științelor care suportă transpoziția didactică, adică ce anume se preia din sistemul științelor și cu ce vii. Și se vede foarte clar de aici că universitățile din lume, dar mai ales din Europa, pentru că sunt universități în America, au o curiculă relativ depășită. Aș merge pe trei piloni în abordare. Să realizez o dezvoltare a științelor pământului, pe de o parte, și legat de securitate. Al doilea pilon, științele vieții, și al treilea pilon, științele gândirii, ale rațiunii, ale psihicului, și așa mai departe. Dacă aș avea aceste trei pachete în universități, am realizat, dar bineînțeles, nu depinde numai de universitatea respectivă, am realizat pe termen lung, a spune, o transformare serioasă la nivelul gândirii umane, inclusiv a conceptului de securitate și o înțelegere corectă a acestui concept, care nu vizează doar instituțiile de forță ale statului, cum mulți înțeleg acest lucru, ci vizează mecanismele sociale de funcționare și vizează individul, protecția individului în fața numeroaselor riscuri, așa cum a explicat aici domnul profesor Peptan. Noi vom menține acest ritm pentru a arăta că universitatea este componentă a cetății, că noi venim în sprijinul oamenilor cu nivelul de cultură pe care avem, cu soluții de care dispunem, dar care nu sunt deloc mai prezos decât soluții oferite de alte universități mari cu tradiție. Eu nu spun că nu sunt mari, nu sunt cu tradiție. Spun numai că
avem locul nostru în spațiul universitar românesc și spațiul de proximitate, spațiul european. Mulțumim foarte mult! Adică ne vom revedea mâine, universitate, cu o temă interesantă, tot propusă de Institutul de Politici Publice, Administrație, Științele Educației, care e foarte activ, cum observați.